O emisiune realizată de A7 TV în coproducție cu asociația Maurer for You. E cu cântec. La un moment dat am pielea de găină total și simt că e acolo și ascultă sau cântă împreună cu noi, nu știu, dar simt că e acolo. La un moment dat mă opresc, mă rog și a doua zi cred că se întâmplă o schimbare foarte interesantă în viață. Bună seara, dragii mei! Sunt Ramona Drăvășan, gazda emisiunii E cu cântec. Vom vorbi în această seară cu un masterand la Facultatea de Muzică. Vom vorbi cu Antonio Morario. Bună seara și bine ai venit la emisiune! Bună seara și bine v-am găsit! Mă bucur că ai acceptat invitația mea și că putem să te cunoaștem puțin mai bine. Spune-ne despre tine, cum este să studiezi muzică? A început cumva ca o pasiune și devine la un moment dat toată viața ta, pentru că stai ore în șir și studiezi în conservator sau, mă rog, într-o sală de studiu și e ceva ce necesită foarte mult timp. Cam câte ore te implici zilnic? E un proces care poate lua cumva toată ziua. Studiul în sine, noi cel puțin la canto, cred că ajungem undeva la 2-3 ore, dar, nu știu, pianiștii studiază chiar 8, 10, 12 ore. Wow. Dar pe lângă studiu mai stăm, ne traducem versurile, că noi cântăm foarte mult în italiană, germană, franceză. Învățăm pronunția, învățăm toate elementele de muzică din acea partitură până când ajungem să o aprofundăm cu totul. Deci pe lângă muzică învățați și limbi străine. Exact, da. Nu neapărat să le înțelegi mesajul, dar trebuie să le pronunți corect, să înveți exact. Să le emiți sunetele. Și unde ai dificultăți? La care limbă te solicită mai mult? Franceza, cred că e cea mai solicitantă limbă. Cumva cu germană m-am obișnuit mult mai repede decât cu franceza. Ia uzi, păi da. Cum așa? Mi-a fost pe acolo, știi, nu, accentul? Nu știu, franceza ne-a învățat în școală, dar nu se ocupa de noi, cred că atât de mult, cât se ocupa de engleză. Iar germana a trebuit cumva să iau de la zero cu reguli și cu tot ce trebuia să învăț și mi s-a părut și mai interesantă, chiar dacă e o limbă, cred că la greu fel de grea sau mai grea decât franceza. Da, interesant. Într-adevăr, în școală franceza se vorbește românizată, adică cu accent român. Puțin profesori am văzut cu accent francez cu adevărat. E greu. Da. Și atunci, normal că n-am auzit cum trebuie și e greu. Ce îți mai place la studiul muzicii? Mi-a plăcut pianul de când eram mic. Am și studiat pian, cred că dinainte de clasa 1. Și am studiat până undeva în clasa 10, unde am făcut tranziția pe canto. Ce te-a făcut să schimbi acasă? Eram cumva... Nu mai studiam la fel de mult la pian. Încă îmi plăcea, dar fiind copil, nu-mi plăcea neapărat ideea de studiu. Te obosea să stai atâta la exersat. Da. Și am făcut o schimbare, m-am transferat pe profil teoretic, unde învățam mai mult despre teoria muzicii și partea teoretică. Iar acolo aveam o materie ce era, se numea, era un fel de canto, nu era exact canto, doar că ne-am învățat principiile de bază și acolo am descoperit că de mult îmi place. Și ai zis, hai să încerc asta mai degrabă. Exact, da. Te vezi
făcând carieră din asta? Sper, chiar Doamne ajută. Da, cred că aș putea, nu știu, în 5, 10, 20 de ani. Doamne să ajute. Aș vrea acum să ascultăm o primă melodie interpretată de tine și de colega ta, Beatriz. Vă ascultăm. E cu cânte. Frumos, cunoscut. Mă bucur că l-am ascultat în interpretarea ta și mulțumim și pianistei care te-a acompaniat. Este o colegă de la facultate? Da. Noi ne cunoșteam din Botoșani, unde am copilărit, unde am fost la liceu. A fost și acolo la școală, dar s-a mutat mai târziu. Și ne-am reîntâlnit la facultate, la conservator. Unde la materia ei de acompaniament avea nevoie de cântăreți. Și așa am început noi să cântăm împreună. Super! Mă bucur că ai cu cine să cânți. E greu să găsești un om care să te acompanieze și cu care să ai același simț muzical să poți să cânți. Chiar da, da. Hai să o luăm de când erai mic, Antonio, și să-mi spui când ai simțit chemarea muzicii? Am început foarte devreme. Părinții mă puneau să cânt la programele bisericii, cred că încă de la 3-4 ani. Începeam să
cu mici cântecele sau poezii. Iar apoi la grădiniță, educatoarea am descoperit că eu pot cânta și m-a trimis la un concurs numit Micul Prinț, unde chiar știu că am făcut o impresie destul de bună în al doilea an. În primul an am luat ceva diplomă de participare, dar în al doilea an am luat trofeul. Dar asta era chiar înainte de clasa întâi. Și în comisia concursului respectiv erau profesori chiar de la liceul de muzică unde aveam să studiez mai târziu. Deci ei vânau tinere talente să le îndrume spre școala de muzică. Ce frumos! Și de atunci ți-ai dorit să mergi pe calea asta? Da, am început să studiez muzica, dar cumva mă pierdeam la un moment dat în teorie și în studiu-studiu și uitam să mai placă muzica. Iar apoi, cred că prin clasa 10-a, am început iar pasiunea pentru muzică și am redescoperit cât de frumoasă poate fi. Mi-aminteam că e cumva o amintire amuzantă pentru mine, dar mi-am dat seama că întotdeauna știam ce voiam, în sensul că atunci la concurs când luasem trofeul, am fost întrebat de moderatoarea concursului dacă vreau să spun un cuvânt de mulțumire sau ceva, sau dacă vreau să cânt. Și eram un copilaș foarte micuț, știu că tot ce am putut să spun în acele emoții era să cânt. Dați timp să cânt, gata. Exact, mi-am dat seama că la asta se rezuma. Eu îmi doream să cânt și de acolo puteam să mă descurc mai departe. Ce altceva ai fi ales să faci dacă nu ai iubit atât de mult muzica? La ce te mai pricepi? Mi-a plăcut cumva în gimnaziu ideea de a crea site-uri sau diferite programe. Am încercat puțin pentru o scurtă perioadă, dar mi-am dat seama că nu era chiar ceea ce îmi doream. Mai îmi place editatul video sau ideea de studio, de a sta și a înregistra, de a edita, chiar eu am mixat. Încerc să învăț cumva toate principiile din zona muzicii, dar extinsă, nu numai operă. Ah, bravo! Și ai vreun produs finit până acum, melodie înregistrată sau un videoclip realizat? Încă nu am ceva serios. Am făcut cumva în pandemie. Noi obișnuiam până în pandemie să mergem cu Colinda, cu clasa, la toți profesorii noștri și părinți. Iar cum în pandemie n-am mai putut să mergem, am chemat toți colegii la mine acasă. Tocmai îmi cumpărasem microfon și toată aparatura necesară pentru înregistrat și am înregistrat o colindă, Vestea m-a dus. Ce frumos! Da. Și așa te-ai și exersat tu cu noile skill-uri. Exact, da. Cum a ieșit? A ieșit destul de ok, na, pentru primul produs. Cu siguranță pe părinții a emoționat și i-a sensibilizat. Cred că da, da. Am avut parte de reacții foarte frumoase din partea profesorilor și a părinților. Super. Antonio, urmează să ne mai cânți un imn, un cântec frumos, pe care probabil l-ai auzit de mic de la grupul Agape și eu îl știu și mi-a plăcut dintotdeauna piesa Îți mulțumesc. Te invit să ne cânți. E cu cânte. Iisus iubit, căci tu pentru mine ai murit. Îți mulțumesc că m-ai salvat, în veci de veci fi lăudat. Iar străbăteam cărări pustii, voi de patimii mii, căut în plăceri și știam că undeva sus pe gol
stau aici înaintea Lui și am să spun oricui, sunt salvat prin harul Domnului și în zborul meu călător printre vicitor voi cânta din seară până în zor. Îți mulțumesc, Iisus iubit, căci Tu pentru mine ai murit. Îți mulțumesc că m-ai salvat, în veci de veci fi lăudat. E cu cântec. E greu să revenim. De-abia am revenit la socializarea, da, cât mai normală, de a ieși cu diferiți oameni și ne obișnim cu nepurtatul măștii, cu tot ce era vorbit înainte. Vorbit tu față în față. Da. La un moment dat mă opresc, mă rog, și a doua zi cred că se întâmplă o schimbare foarte interesantă în viață. E cu cânte. Să înțeleg că și tu ai ascultat grupul Agape. Ai fost fan? Sau da, ești? Când, de când eram mic, mi-au plăcut foarte mult, mai ales albumul lor de dragoste. Aha, da, da, e frumos. E minunat. Cum alegi tu piesele pe care să le interpretezi? Ce trebuie să aibă acea piesă ca să îți fie drag să o cânti? Wow, e o întrebare bună și foarte grea. Tot timpul am probleme în alegerea unui repertoriu, să găsesc piese pe care, da, să le cânt. Mă atrag cumva foarte mult piesele vechi ale noastre. Am crescut cu muzica din biserică veche și cred că încă le simt mult mai bine decât cele noi. Încerc să mă adaptez și să cânt cumva și ceva mai nou. Dar încă nu, n-am găsit neapărat ceva care să-mi placă atât de mult. Și de ce îți place să readuci la viață muzica mai veche? Au o melodicitate destul de simplă și au, profundă. Sunt foarte profundă, dar bogată în același timp în armonie. Mm-hmm. E, da, da. Sună mult mai aproape, nu știu să explic exact cuvântul ăsta. Dar versurile sunt foarte pline de esență. Eu mă bucur că există în acest, nu știu cum să spun, domeniu muzical, există cântăreți care produc muzică nouă și modernă și actuală, muzică creștină bună. Dar mă bucur că există și oameni care nu lasă deoparte și nu uită de ce a fost gândit mai de mult în domeniul muzicii creștine. Pentru că nu trebuie să uităm nici de unde am plecat. Chiar dacă vrem să fim actuali și vrem să vorbim tinerilor prin muzica de astăzi, e nevoie și de oameni ca tine care ne aduc aminte cum se cânta odată și cum am putea să facem să nu uităm mesajul acelor piese. Așa că e loc de toată lumea și binevenit acest lucru pe care tu îl faci, să cânti și muzică mai veche. Ce hobby-uri mai ai tu, Antonio? Cumva muzica tot timpul e amuzant că e trecută ca hobby și eu studiind-o mi-e greu să o pun în cadrul de hobby. Și nu știu exact ce mai place neapărat pe lângă muzică. Îmi plac diferite sporturi, dar momentan nu le practic și mi-aș dori să fac timp chiar pentru ele. Mi-e dor de ieșirile la fotbal, de tenis. N-am mai jucat, cred că, din liceu sau... Da. Nu ai timp sau e mai greu de când a fost pandemia să te remobilizezi? Tot timpul, cred că am dat vina pe timp.
că suntem într-o grabă continuă, dar cred că da, și cu pandemia, când au fost toate oprite și ne-am obișnuit mai mult în casă, e greu să revenim. De-abia am revenit la socializarea cât mai normală, de a ieși cu diferiți oameni și ne obișnuim cu nepurtatul măștii, cu tot ce era vorbit înainte. Vorbit tu față în față. Da, exact. Fără să-ți fie frică dacă sare ceva. E ciudat. Adică a fost foarte greu să ne adaptăm pandemiei, dar acum parcă e greu și un pic să ne readaptăm vieții normale. Ce provocări ai mai întâmpinat tu? În pandemie ne-a fost foarte greu să studiem, fiind fiecare acasă cu părinții sau nu aveam sălile de studiu, sălile de concert, ne-au lipsit foarte mult. Orele pe care le făceam online erau, cred că, și mai greu de făcut pentru noi artiștii, pentru că nu ai cum să cânți în fața unui ecran și să stai și să vezi. Adică nici profesorii n-aveau cum să își dea seama exact ce facem. Da, e mai trist, mai ales în domeniul acesta al artei, să dăruiești fără să ai cui. Fizic e mai greu. Bine că revin lucrurile și sperăm să nu se mai întâmple nimic prea curând și să putem să trăim normal, asta până când Iisus decide că revine. Apropo de domeniul ăsta, ce experiență spirituală ai tu? Ce conexiune cu divinitatea? Cum ai descrie-o? Sunt cumva destul de apropiat și tot timpul când mi se pare că nu găsesc răspunsuri la diferite probleme și într-un toată graba asta de a... și vreau să am tot timpul răspunsurile, la un moment dat mă opresc, mă rog și a doua zi cred că se întâmplă o schimbare foarte interesantă în viață. Mi s-a întâmplat când am fost prima oară chemat pentru angajare la corul Academic Radio. Eram student chiar la finalul anului întâi și mi s-a dat o oportunitate destul de mare. Mi s-a spus că repetițiile vor fi toată săptămâna și noi la facultate aveam joia toată ocupată cu cursuri și aveam profesori care înțelegeau, dar în același timp te voiau în sala de curs și n-aveam cum să fiu în două locuri simultan. Și când m-au sunat să-mi spună care e programul și că mă așteaptă pentru angajare, primul meu răspuns a fost: îmi pare rău, dar nu pot, pentru că joia trebuie să fiu la facultate. Ce păcat. Și răspunsul lor a fost că, wow, nu-mi vine să cred că primim răspunsul acesta, n-am auzit niciodată un nu, toată lumea când... Ar da peste cap orice în masă ajung acolo. Probabil. Exact, da. Și știu că în ziua aia m-am rugat foarte mult, iar cred că pe seară sau maxim a doua zi eram la biserică și am primit un apel și am ieșit din sală ca să răspund și când am răspuns era dirijorul corului și m-a întrebat din nou care este problema pentru care nu pot accepta și când i-am spus, mi-a spus că ok, încearcă cumva să primești o înțelegere și din partea facultății, dar îți dau voie să mai lipsești joia de la anumite repetiții. Bine, asta se face tot cu o cerere de zi liberă, zi liberă neplătită, dar aveam ocazia de a... celelalte să fie acolo și să și fi plătit. Exact, foarte da. Tare. Și m-am rămas chiar uimit că îmi puneam probleme, dar în secunda în care m-am rugat, n-a durat foarte mult până să primesc răspuns. Și a existat o cale să funcționeze lucrurile cumva. Exact, da. Și ce ai făcut acolo ca angajat? Erai plătit să cânti sau ce anume? Noi avem repetiții de marți până vineri.
Și ne întâlnim efectiv și studiem împreună cu tot corul, iar în anumite zile de joi sau depinde când sunt fixate concertele, avem chiar concerte cu diferite simfonii sau requiem de Mozart, Verdi, ce studiem în perioada respectivă. Foarte frumos. Mă bucur că te implici. Îți place muzica clasică, să înțeleg. Exact, da. E... De asta, cumva, revenind la ce vorbeam mai devreme, cred că îmi place muzica veche creștină, pentru că e foarte mult bazată pe muzica clasică. Corect. Și cred că tocmai am găsit răspunsul da, întrebării. Da, îți place muzica clasică. Da, da. Deci îl poți integra pe Dumnezeu în ceea ce faci și îl vezi cum te ajută în momentele în care simți că nu ai răspunsuri. Da, și inclusiv îl simt în muzică. De foarte multe ori când sunt pe scenă, indiferent că sunt într-un cor, că sunt singur, la un moment dat am pielea de găină total și simt că e acolo și ascultă sau cântă împreună cu noi, nu știu, dar simt că e acolo. Foarte. Am o întrebare mai grea pentru tine, Antonio. Cum stai cu dragostea? Sau ce planuri ai în acest domeniu personal al vieții tale, care este și el important? Stau foarte bine momentan. Am găsit o persoană de care chiar îmi place. Oh, super, felicitări. Da. Păi, bănuiesc că la un moment dat te vei gândi și la căsătorie, nu? Sigur. Face parte din viață și de ce întreb? Este important ca persoana pe care o vei avea alături să înțeleagă pasiunea ta și să te susțină în ceea ce faci? Este prietena ta așa? Da. E mândră de tine? Da, chiar cred că îi place muzica clasică mult mai mult decât mine, chiar dacă nu e în domeniu. Ah, e bine. Și știe, are foarte multe cunoștințe din acest domeniu. Minunat, mă bucur. Da. Acum vom asculta un lied pe care îl vei cânta în limba germană, limba care îți place ție din cele străine studiate. Așa că sunt tare curioasă să vedem accentul tău nemțesc sau german și să vedem cum se va descurca și colega ta la pian. Vă ascultăm cu mare drag! E cu cânte.
Cum îți vezi viitorul? E un pic în ceață. Încă nu știu. Ești tânără. Mai ai timp să ți creionezi. Mă las pe Dumnezeu să mă conducă cum m-a condus și până acum, că e cel mai bine. A făcut bine ce-a făcut. E cu cânte. Mulțumesc pentru această interpretare, într-adevăr foarte reușită și frumoasă. O avem și pe Beatrice alături, Beatrice Chirileanu. Ne bucurăm că te-ai alăturat, pentru că vreau să vedem și din prisma ta cum este să colaborezi cu invitatul meu, Antonio Morariu. Antonio este un ajutor de nădejde pentru mine la facultate. Da. Cred că am menționat legat de materia pe care o au pianiștii, așa nume acompaniament. Este o materie pe care o avem doar noi în programă și avem de acompaniat în fiecare, la fiecare sesiune, în fiecare examen, colegi de la canto și colegi de la alte instrumente. Și trebuie să vă căutați voi. Și mereu, da, noi trebuie să ne căutăm colegi și e foarte greu să găsești pe cineva serios care să nu te anunțe cu două săptămâni înainte, știi, nu pot să mai ajung. Oh, da. Și cred că din anul întâi Antonio mi-a fost un ajutor de nădejde. Oh, bine, bine. Da, minunat. Tu de când ai început studiul la pian? De când mă știu, cred că aș putea spune. De mică, de la 6 ani și ceva, cam așa. Și e greu să înveți acest instrument, să studiezi? Dacă începi așa de la o vârstă timpurie, e ok. E mai greu așa, că mi se pare că mare parte din viață ți-o plănești în funcție de instrumentul ăsta de studiu, de orele de studiu. Chiar și acum mă gândesc uneori că zilele mele se rezumă la studiu în principal și în jurul pianului. Am înțeles. Dar nimic nu se face fără sacrificii. Ce să-i faci? Asta e viața pe lumea asta și trebuie să facem eforturi ca să putem excela în ceva. Dar e o meserie, cred, frumoasă și... Da, foarte frumoasă. Cum îți vezi viitorul? E un pic în ceață. Încă nu știu. Ești tânără. Mai ai timp să ți creionezi. Mă las pe Dumnezeu să mă conducă cum m-a condus și până acum, că... E cel mai bine. A făcut bine ce a făcut. Cum se desfășoară repetițiile voastre? De exemplu, cum a fost să vă pregătiți pentru emisiunea de azi? Destul de scurt. Da? Pot zice, da. Noi am mai cântat, cred că, 2 din cele 4 piese de astăzi, cu altă ocazie, dar acum, nu știu... Aproape 2 ani, la Brâncoveanu, la Biserica Brâncoveanu. Și trebuia să ne mai gândim în timp record la alte 2 piese pe care să le cântăm. Și am zis cumva că dacă tot am cântat împreună așa de mult la acompaniament, să cântăm și ceva din zona noastră. Acolo, exact, da. Foarte bine. Și cum este să îl auzi pe colegul cântând în germană? Nu înțeleg nimic. Dar tu înțelegi tu și despre ce ai cântat? În principiu, da. Adică acum nu mai știu să traduc exact fiecare cuvânt, dar în Lidl pe care l-am cântat noi mai devreme este vorba despre dragostea de muzică. Ah, perfect, se potrivește cu emisiunea. Exact, de asta am și căutat să cântăm acest lead. Și să înțeleg că vocea lui Antonio te inspiră să exersezi mai cu drag, da? Ce provocare credeți că are un muzician în ziua de astăzi? Care este cea mai grea provocare? E destul de provocator. Cumva am fi crezut că după pandemie își revin lucrurile foarte rapid, dar încă nu și-au revenit total. Adică oamenii încă nu s-au întors atât de mulți în sălile de concerte. Cred că doar la operă au fost și la Ateneu, la Filarmonică, cred că au fost sălile full cum erau înainte de pandemie, dar în restul instituțiilor încă se mișcă greu. Se simte pandemia, da. Da, da.
Au trecut vânzarea biletelor pe online, iar mulți oameni mai în vârstă nu reușesc acest lucru. Da, s-au închis casele de bilete. Da. Cred că se redeschid, dar tot sunt... Le mai comod și lor acum să fie online celor care organizează probabil evenimente. Exact, da. Și cred că și din punct de vedere al angajaților, nu mai este un om la casă de bilete. Cheltuielile se reduc, da. Sunt multe de luat în considerare și e greu să se urnească din nou toate. Beatrice, ce pasiuni mai ai tu? Mai ai timp să faci și altceva în afară de muzică? Nu știu, să gătești ceva, să te plimbi, să vorbești cu o prietenă? Ce faci tu în restul timpului? Îmi place foarte mult să ies în natură, să mă plimb chiar și în București. Nu suport să stau o zi întreagă să doar să studiez și să stau doar în casă sau doar într-o sală de studiu. Încerc să ies cât mai mult pe afară. Fotografia e o pasiune de-a mea, îmi place foarte mult să... Nu pot să zic că investesc foarte mult timp sau altceva în ea, dar îmi place. De gătit, când mai e timp, noroc cu mama, care mai trimite câte ceva. Și în rest, așa, nu sunt o persoană sportivă. Îmi plac sporturile de iarnă, dar le practic mai rar. Și cam atât, cred. E bine dacă ieși din casă, să mai faci o pauză, mai ai niște aer, să poți să o iei de la capăt apoi. Da. Și cât mai ai de studiat? Sunt anul 4 acum la conservator, este ultimul an. După aceea vedem dacă va urma și un master și... Ce pregătești pentru licență? Încă nu mă gândesc, mai am timp. Place să cred că mai am timp. Cât e posibil. Am înțeles. Vei avea nevoie de ajutorul lui Antonio la prezentarea licenței? Te-ai gândit? Nu știu dacă la licență, dar oricum la următoarea sesiune și la cea din vară, cu siguranță, da. Și să înțeleg că nota ta depinde de prestația lui Antonio. Da, doar că în examen Antonio poate să fie foarte liniștit, doar eu sunt notată examen, dar... Dar dacă cântă mai bine și pe tine te face să cânti mai bine și atunci nota ta este mai mare. Deci, Antonio, ai o presiune, nu? Cumva da, mai ales că e o materie sensibilă din ce am înțeles de la ceilalți pianiști. Până acum ce note ai avut când ai cântat cu Antonio? A fost note bune. Bun, bun. Atunci e bine dacă faceți echipă. E o materie sensibilă. Sunt foarte dur profesorii așa, dar... Ați reușit. Și, Antonio, tu când beneficiezi de ajutorul ei? Că bănuiesc că îți întoarce favorul. În prezenta zi. Da, în context ca acesta. Și mai mergeți la biserică să cântați, nu știu, invitații? Da, mai fost, cred că, o dată sau de două ori împreună să cântăm. Mm-hmm. Mai știu, cred că o dată sau de două ori. Asta două. Da. Dar ai încercat să te acompaniezi singur? Că tu ai totuși habar de pian. Da, m-am acompaniat în anumite situații singuri, dar e de preferat, într-adevăr, să fie un pianist. La mine se simt anii de pauză foarte puternic. Înțeleg. Bucur că colaborați și că vă dedicați timpul muzicii. Sper că veți putea progresa și evolua cât mai mult în acest domeniu și să dăruiți din ceea ce voi aveți în sufletele voastre prin muzică. Care este piesa pe care nu veți cânta în încheierea emisiunii? Un cânt frumos se numește. Un cânt frumos. Să ascultăm și vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația. Vă doresc toate cele bune în viața voastră de artist. Dragii mei, aici încheie emisiunea din această seară. Vom asculta un ultim cântec. Vă dau întâlnire și vinerea viitoare de la ora 20. Sunt Ramona Dărvășan. O seară frumoasă! E cu cânte. Așa frumos cu
spune că Iisus răiește, că-i ceasul minunat al revenirii Lui. Iubirea Lui astăzi ne zorește spre cântul ascuns. Fața Lui o vom vedea. Durerea greu de mă lovește, eu nu mă tem, orice ar veni, destul să știu. Trăiește, destul să știu că în curând cu El voi fi. Da, marea zi în curând sosește, tot ce-am sperat se va împlini. O emisiune realizată de A7 TV în coproducție cu Asociația Maurer for You.